Polițiștii sucevenii au stricat afacerile unei femei de 38 de ani din Arbore. Aceasta a fost prinsă în flagrant în timp ce vrea să vândă o armă cu aer comprimat pentru suma de 100 de euro. Comercianta avea la vânzare un pistol de calibru 4,5 mm care, potrivit polițiștilor, a circulat pe la mai mulți proprietari până să ajungă la femeia prinsă în flagrant. Pistolul fusese sustras de un bărbat arestat în Spania în prezent pentru furt din locuința unui alt localnic din Arbore, care venise cu el din Spania fiind introdus ilegal în țară. Pistolul a ajuns la femeia de 38 de ani prin intermediul soției celui care a sustras arma. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pe numele femeii de 38 de ani care dorea să comercializeze arma pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă calificată și deținerea de arme neletale supuse autorizării fără drept. Tranzacția și transportul ilegal au adus repercursiuni și asupra celorlalte persoane implicate. Asupra lor sunt efectuate cercetări pentru stabilirea gradului de implicare în activitatea infracțională.